Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Vocea Cetățeanului. Astăzi ne aflăm în comuna Peștișani, iar în minutele care urmează o să stăm de vorbă cu localnicii, să vedem care sunt nemulțumirile și problemele cu care se confruntă. Cum este la dumneavoastră în comună? Bine nu e. De ce? Păi, nu știu că am făcut cam nimic pe aici în ultimul timp. Suntem în prag de alegeri. În campanii lumea vrea mai mult. Am avut probleme la nivel de comună cu... Care au fost aceste probleme? A fost un haos, că n-am avut primarul o perioadă și au condus unii consilieri primăriei pe poziția de viceprimar cu prerogative de primar și vă dați seama, în cazul ăsta n-au prea putut să facă nimic, nu își puteau asuma răspundere, nu aveau majorități prin consiliu, s-au schimbat când unii, când alții. Ce noutăți ați vrea în comuna dumneavoastră și ce mesaj transmiteți actualului primar? Actualului primar transmit mesajul să ajute pe viitorul primar și să-i spună ce-i bine să facă și ce nu-i de făcut, ce-i rău să facă. Pentru că la ora actuală are experiența asta, în urma 12 ani de mandat, știe ce putea să se facă bine și ce nu s-a făcut. Un lucru esențial care vă lipsește în comun? Un lucru esențial... canalizare, apă. Apă potabilă, vreau să zic. Că avem apă, da. Dacă nu e potabilă, degeaba avem. Barajele din munte ne-a secat fântânile. Cum vi se pare comuna? O comună curată? Curată și necurată. De ce spuneți asta? Păi uite, drumurile astea nu poți să mergi pe drumul la vite, de năroaie, de toate ele, gropile, tot. Nu a luat nimeni nicio măsură în rezolvarea acestei probleme? Păi nu, că fac pe unii mai principali și la noi. Au făcut bordura și au lăsat partea din către curți, nepușiment și toată apa intră la oameni în curți. Ce vă lipsește aici în comună și ar trebui urgentată implementarea unui proiect? La nivel local s-ar putea aduce fonduri europene prin... Sunt multe programe care ar putea să aducă multe fonduri europene. Mă gândesc să beneficiem de loc, de brâncușe de la noi din comună, de împrejurimile astea foarte bune. Avem exploatări de lemne, de drumuri, de cariere care nu s-au început. Avem piatră, nisipuri. Aveți de toate și avem posibilitatea să... Avem calcar pe aici, avem câte și câte, s-ar putea face cariere, s-ar putea face mai multe. Putem face... Avem lacurile, care lacurile sunt neactivate. Sunt trei lacuri făcute pe timpul lui Răposatu și uite, stau în paragină acum. Sunt pline de buruieni, alea dacă s-ar putea activa, ar da câteva locuri de muncă. Cum răspundeți localnicilor dumneavoastră? Localnicilor, ce să le răspund? Acum, la final de mandat, de mandate, de fapt, pentru că eu nu mai candidez, mi-închei cele trei mandate. Le răspund că în această perioadă am făcut tot ce s-a putut pentru comună și pentru comunitate. Locuri de muncă în comună s-au creat, sunt acești investitori. Deci vă gândiți că o să creeze primăria locuri de muncă. Aceasta este o greșeală, ca să creadă că primăria va crea locuri de muncă. Nu, va crea primăria locuri de muncă. Primăria poate doar să ajute investitori care să vină, să-i caute, să-i aducă. Un mesaj localnicilor? Un mesaj localnicilor, ce să spun, le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în acești ani și eu rămân în continuare lângă ei.